Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre lucruri uimitoare, aforisme, proverbe și zicători din întreaga lume. A iubi înseamnă pe jumătate a crede. Ideile sunt un vânat rar în pădurea cuvintelor. Lenea este cea mai grea dintre toate opresiunile. Nici cei mai buni oameni nu sunt scutiți de egoism. Să mor nu este nimic. Înspăimântător este să nu trăiești. Asemenea unui mut care știe un secret, natura pare uneori că vrea să ne spună totul. Lumină și pulbere, două lucruri din care se compune gloria. Oamenii sunt pentru univers ceea ce sunt orele pentru om. Bucuria și durerea măsoară rău orele. Prima le face secunde, cealaltă secole. Adversitatea face oameni, iar prosperitatea face monștri. E o nenorocire pentru om să lase în urma lui o pată de întuneric care îi seamănă. Toate invaziile istoriei sunt determinate de fuste. Inimile animate de sentimente puternice vorbesc chiar prin emoțiile lor. Două zâmbete care se apropie se termină într-un sărut. Întotdeauna este mai multă suferință în clasele de jos decât este umanitate în cele de sus. Înălțimea sentimentelor este în relație directă cu profunzimea inteligenței. Femeia cu un singur iubit e un înger, cea cu doi e un monstru, iar cea cu trei e o femeie oarecare. Filozofia este microscopul gândirii. Dacă stai mult după o femeie și nu se fug cu tine, e clar că nu i-ai trezit suficient interesul.